Domnul Cipri, bine te-am găsit. De fapt, bine ne-ai găsit tu pe noi, că noi eram la tine acasă și tu ne-ai găsit pe noi în curte la tine. În curte la tine. Aici eu cu Sebi. Am venit un pic la satul mare. O, dragă. Ce-i copile? Ce-i copile? Ce-i copile? Ce-i... Așa? Hai, Voicu, de acolo. Voicu îl cheamă? Voicu. Voicu. Ți-o da zahăr, așa ai? Nu. Nu i-ați dat zahăr? Nu. Numai nepoțul să joacă acolo. Uh-huh. De-aia vine. Voicu. Cipri, dacă o tragi pe ea încolo, ea 100% vine, Voicu. 100% vine. Voicu, hai. Ia pe-ai montat-o iară. Da, o ia pe frumoasă. Da, să vedem ce face Voicu. Ciulești, bă? Ciulitorule, ciulești? Nu ciulești, că tu te-ai jucat cu noi. Da, se vede că e un căluț cu minte și tare frumos. Așa. Da. Domnul Ion. Aici cu Cipri ne face o prezentare cu Iapa. Ce Iapa? Cum o cheamă? Bobo. Bobo, cu mânzul ei frumos Voicu. Cipri, de unde ai venit acum? Era la bar, parcă am trecut pe lângă tine? Ha? La bar, eu nu. Bă, Sebi, parcă mi s-a părut că am trecut pe lângă băiat care sămâna ca el, da, da, acolo, pe casă, pe schelă. Erai pe schelă? Noi am zis că ai bar, mă. Pe schelă. Dacă am umblat tot așa la bar, cum umbli tu? Pe schelă. Cum ar înflori România? Din nou. Ar fi prosperitate. Da. Se pot întoarce un pic. Ăsta-i fâna adunat anul ăsta? Da. Ce le place lor aici? Când mai ciugulezi din fânul ăla. Stau la umbră, ciugulezi din fân. Fain le-a făcut aici. Să vadă și tatăl său e greu. Tatăl său e greu. E pușoara din față. E o iepușoară, cred că... Lipițan. Un lipițan. Da. Du-te, mă. Du-te mai în față. Că... Du-te, Ani, du-l. Unde? Ăsta nu mai este. Asta le-au eu. Hai. Hai, copile. Cât timp are mânzuțul? 4 luni avem 20. 21. Mm-hmm. Posibile de vânzare, cu tot cu mânz. Da. Păi apă frumoasă, ați pus-o și la căruță, mă gândesc, așa-i? Mere. Merge dacă o puneți, merge, așa? Nu, noi nu tare am pisune, nu tare lucrăm cu ei. Da, îi țineți de pasiune? Numai de pasiune. Am văzut că aveți și niște câini frumoși, câini dintre ăștia sport, subțiri. Are și Sebi dintre ea. Și ai Sebi ca ideea? Da, da, am un prieten care cred că îi dau. La ce prieten ai? Un prieten de-al meu. De aici din zonă? Are nevoie de ei, eu n-am ce face cu ei, ăia câini trebuie să muncească. Asta e că bine stau la tine. Eu zic să dai lui domnul Ion să mărească Anisa. Ia, uite aici Anisa, vede și câinile. Dina, hai la mama. Dina. Dina. Hai. Nu are Dina. Dina nu vrea să vină. Vine, Vine? Hai, hai la mama. Hai. Dina. Ce fai? Dina e foarte frumoasă. Când am fost copil, mi-am dorit un ogar și eu. Păi să facem un cadou acum cu un ogar. Ce fac eu cadou, Cristian? Și ce fac? Îl iau cu mine în mașină și îl aduc la plimbare? De cum? Chiar tu îi faci un antrenament, că tu umbli într-o zi. Pe unde mai mă duc pe coclaurii, dau drumul jos din mașină? Nu, hai după mașină, tata. Hai, da. Lasă așa vreo 5 km. Da. Asta e cu paranteză.
Cipri, rămânem atunci că o bagi pe ea acolo în țarcul ăsta. Stau toți dacă le aduceți? Las-o slobodă aici. Poți să las slobodă că noi intrăm... Că nu se bat iepele. Nu. Nu. O leși frumos și noi ne mutăm în partea aia stângă și ei aici se prezintă. Așa, așa. Ai mai sigur. Acolo-i la umbră și stai și... Să joacă mânză și... Sau poți să te buni să... Sau leagă acolo. Leagă acolo. Aia, poți să o legi acolo sau nu știu, tu știi. Că nu. Ia cam de după celelalte câteodată și mai mică, dar... Mânzuțul cât are? 4 luni? 4 luni în 21, am găsit. Bă, mă, bă! Copilul, așa-le, tu repede să te ținem noi în brațe, bă! Se pune jos copilul nepotul, că se culcă pe ea. Se joacă cu ea. Hai, mânzuțul. Se vede dacă l-ai avea tu pe ăsta, l-ai antrenat, așa-i la trasă, așa-i? Cum s-a antrenat când mânzi de 4 luni, mă fac rău? Stai, mă, să-ți explic, mă! Îl las să crească, mă! Sigur, acum. Recunoaște că nu l-ai pune la antrenament. Bă, dar cum să nu pui un cald pe ce crește, mă, ce vrei să faci? Ha? Înțeles, bă, acolo la 3-4 ani. Să-l vezi cum e, nu? La 3-4 ani l-aș pune eu, nu te cheme, și la 2 ani l-aș pune eu pe el. Aveți funile, mă. Pe mătăluță. Cum Eli... să nu-l pun? Nu vezi că ce obraznic e, uite-te la el. Ce pretenos, ia ce nuduri, ia ce vârtiezuri are în vârful capului. Unde ia unele are. Arată-mă. Hai să vezi, are vârtiez și aici și are și în vârful capului, ia unde e. Hai mă aici, să ia uite, vezi ce vârtiez are, ia uite aici. Are ăsta și ăsta în mijloc, ia sus. Uite, ia ce nebun, ia uite, aia e unul aici și unul are aici, aia. Nu-i place călția, da, da, vezi? Aici unul, are unul la stelucă. Băi. Ei copiile, bă. Tu ești cam obraznic. Când l-am lofătat, l-am pus pe Facebook, a zis că să-i punem nume Fulger. Fulger? Are un Fulger. E, pentru da. Fulgerul. Da. Hai, da, da, hai. Hai, hai. Hop, hop. Da. Rămânem tot aici și închid de tarpul, nu? Da, da. Nu fac nimic. Bun. No, puteți, domnule, îmi puteți închide tarpul, vă rog. Bă, ăsta Fulger. Bă, ăsta e un pic Fulger. Bă, tu vezi cum dă cu capul el, singur. Ăsta mai rău ca se bica mie. De ce mă mai e acolo? E copile, bă. Băi, copile, mai rău ca se bica noi. Ăsta trage la noi că vede că suntem și noi copii ca el. Bă, se bica, hai că ne jucăm noi, lasă să-ți facă creștere. Ce nu mi-a spus lui? La lui, ce nu mi-a spus? Voicu, da? Eram să zicem acum, se bica. Se bica, o să zice numele. Bă, se bica ping-pong pică. Ăla nostru. Frumos mânzarea. Se dezvoltă fain mânzul de la apă. Ia, duce-i încolo. Dar cum, auzi, cum să nu se dezvolte fain, că oamenii țin de pasiune și țin cu drag, cu toată dragostea lor? Oameni simpli. S-a stors un pic de apa? Da. Domnul Ion, da. Aici Cipri ține o iapă foarte frumoasă de căpăstru. Cred că e un semigreu românesc, așa-i? Cam așa. Așa? Cu tot așa mânzuță? Mânz. Cu un mânz. El... Bruno. Ce? Care e tatăl lui? Lu Bruno. Îl aveți în graj. Da. Pe armăsar o să-l scoatem numai în curte, așa? Da. O să ne punem în fața grajdului și o să-l putem vedea acolo. Ia. Aici noi mai avem un prieten care ne ajută. Tinere, cum te cheamă? Bogdan. Aici cu prietenul nostru, cu Bogdan. Îl salutăm. Te salutăm, Bogdan, și tu ești un iubitor de cai și de câini. Din câte am înțeles, ai o caniță frumoasă de câini. Și are și cal și el, bineînțeles, o iepucă. Așa. Și o mânz. Pe unde am mai fost, am văzut că pe aici, pe la voi, la satul mare, băieții și-au lăsat bărbi. Ce rol au bărbile astea? Așa au gladiatorii? Nu. La noi, acum, e postul Sfintei Măriei și mulți și-au lăsat așa? Își lasă pentru chestia asta. Am înțeles, nu am cer scuze atunci. N-am vrut să fac o glumă. Asta e iapă adusă din Arad. Deci o iapă frumoasă. Se zice că e adusă de la domnul Petre Fitero. Deci se trage dintr-o iapă de aia de la domnul Petre Fitero. Am înțeles, dar ea nu, seamă, ea nu are... Nu-i ștanțată. Nu-i ștanțată. Nu-i ștanțată, dar... Dar e o iapă frumoasă, fii atent. N-are funie. Podoabă. Dă-i funia la dite, la băcuri. Ce-l altul la mează? Wow, dar ce jucău și vezi? Da. Dacă nu fă liber, vezi? Are energie, mânzi. Vorbeam acum, Sebi. Da. Vorbeam acum de frumoasa apă pe care ține Bogdan acum de căpăstru. Da. Uite aici, doamna, îți dă o soarță. Împletit așa, fain. Ați lucrat în marină? Nu. N-ați lucrat în marină, știi? Nu.
Așa? O ată de balotă trebuie să ai în geantă. Nea Costel, tot timpul îmi punea. Nu am fășurat pe mână, Bogdan. Nu, că nu știu niciodată când. Da, nu, că e apa cu, e cu minte apa, dar are boală pe mână în spate. Nu are boală, dar vezi tu cum e poate. E buiacă? Nu pe afară. Un pic după muntă, după ce s-a montat, mai s-a schimbat, am... Așa... Caracterul ei. S-a mai schimbat un pic? Așa. S-a mai umblat? O mai umblat după muntă? Da, dar nu stă, dar nu stă la amnior. Și am astăzi iară. Și apoi când ar veni să fie? 22, cred că. 22. Numai să fiți atenți, să putem veni la ea, să o vedem. Să nu o lăsăm golă. Cu cine ați montat acum? Ați montat cu Sebi? Cu armățarul Sebi? Cu Tarzan de România? Da, da. Care e apă? Blonda? Blonda, da. Asta de aici. Așa. Da. Deci Blonda, Blonda e o apă foarte frumoasă. Arată foarte bine, are un corp frumos. Întoarce cu spate. Așa. Nu, invers. Mai bine o poți întoarce invers, te rog. Așa, hop, hai, mai o dată. Mai o dată. Așa ține-o. Așa. O apă frumoasă, musculoasă. Un corp frumos, bine zic, Sebi. O apă de 3 ani. Armonioasă. O apă de 3 ani. Poți să zicem că da. Are 3 ani, nu? 3 ani. 3 ani. Toți sunt de 3 ani. Și armazarul și asta și... Toți de aici, toți sunt de 3 ani? Numai în afară de neagră. Dar asta la altă e tot de 3 ani. Și ea. Pe asta la altă cum o cheamă? Dana. Dana. Dana și pe Blonda? Stella. Stella. Tu. Așa. Și Dana e foarte frumoasă. E bună poșen, m-a stors, că starce mai. Din cauza, da, și poate și din cauza căldurii. Și căldura, nu. Din câte am înțeles, de o lună de zile nu mai ploua la dumneavoastră la Satul Mare, adevărat? Puțin de tot. Puțin. Nu-i Bruno ce face. Bruno. Aia Bruno se joacă cu celălalt. Are energie. Am o libertate la el. Uh-huh. Da. Opa, copii. Ălalaltul e mai mămos un pic, ca... Ala e liber tot timpul. E și te vine la unul și la altul, ai? Da. Asta mai țin, că nu, că mai... Am atât am mâncat din cazanul ăla, că mi-a venit prin topar. Ce cazan? De fân. Așa, ai ziceți la cazan? Căzal, așa să zice la noi, cum? Căzal. Cum? Căzal de fân, căzal. Căzal? Căzal de fân, căzal. Am crezut că cazan. Baie, n-am fost pe fază. Căzal. Păi ăla a avut vârf fain. Că și s-a lăsat, numai odată ne trezim că s-a lăsat într-o parte. Atât am mâncat din tel că n-am mai văzut un cal. S-a băgat înăuntru? Da. Și stăteau, liber, stăteau ca și într-un grad. Da. E aici a fost. Mm-hmm. Dar bine, de când am fost la tine, bine am mâncat. Bine, cum? Dar ei au mâncat. Bine, golit. Domnul Ion, mânjii dumneavoastră, se vede că sunteți crescători de cai, un pasionat de cai, aici cu băieții pe lângă dumneavoastră. De la 14 ani am avut. De la 14 ani? Și am vândut, am avut 5 ani, perete, și 3 ani n-am avut. Și? Cât timp, după ce ați vândut, cât timp a stat stresat așa în pat, noaptea? 3 ani, până o luat. Deci tot stresat a stat. Da. Așa, atunci, da, așa dacă aveți cai, vă mai duceți la grajă, așa-i? Mai îi vedeți, mai... Mirosul lor. Mirosul, așa-i? Haideți, bravo, mă, ziua! O ridicat picioarele la gura lui. Copii, ai văzut copii? Copii, ia-ți copiii ce fac. Bun. În fiecare zi îi lăsați afară. Da. Da, ei numai după masă, pe asta și pe aia. Noi ne iertăm că nu v-am sunat ca să, nu că să vă pregătiți, că sunt alții care zic că e pregătit. Noi am venit așa ne... Spontan. Spontan, nu-i nimic. Spontan am venit și v-am găsit acasă. Așa, și m-am găsit sănătos. Sănătos și... Și cai, bineînțeles, sănătos. Domnul Ion, mă gândesc că ați montat iepele. Pe ea ați montat-o cu Tarzan, da. Alu Sebi. Și pe cealaltă? Cu alu fermosară din graj. Hop, hop, hop! Hop, hop, hop. Ai grijă! Stella, nu dai atunci. Aduce. Și pe cealaltă cu armățarul din graj, da? Da. De ce ați ales să montați pe Stella cu Tarzan de România? Că e fain. Vă place, așa-i? Cum îl vedeți dumneavoastră în... Armăsar, corporant. Cum îl vedeți în expozițiile de cai? Foarte. Pe Tarzan. E un armăsar constant. Deci un armăsar puternic. Crescut bine, forme faine la mine. Un armăsar calculat, ați văzut când se duce pe ring acolo. Ai văzut când s-o termina filmul Sebi, cum se ducea Tarzan al tău, mușchii pe el, cum se vedeau. Ha?
Eu m-am mirat cum a urcat el singur acolo în mașină. A, dar cum? Dar ăla sare pe sus. Sare un metru jumate în sus. N-am văzut până acum așa. Mă-i noftat, colegi, eu aș putea sări cu el la un metru și ceva. Dacă zic să sară, sar. Amândoi. Te văd că te bagi la obstacole și te bagă ăștia campioni la obstacole. Îs gata. Nu mă duc pe mai multe brezde, numai pe brezdă și una sănătoasă. Pe brezdă bună mă duc. Mergi pe aici. Partea cailor cu tracțiune. Dar pe dacă nu știu eu să fac altceva, numai chestia asta. Mm-hmm. Avansăm, vedem noi înainte, vedem ce ne aduce soarta. Da, că te bagi la obstacole, n-are nimic să vie, că eu vin acolo cu tine la obstacole. Da? Și dacă cazi pe jos, depinde acum în ce conjunctură cazi. Mă ridici. Te mai ridic, dacă se poate mai râdem un pic. Păi, na, ce are, mă, că mai cad o minimă, care e problema? Nu mă stau numai pe picioare, sunt alții care cad și din picioare să... Să ridic o minimă, sunt liniștii care să ridic, sunt care nu să mai ridic. E loc. Da. Sebi, ce pot să zic? Ia uite, și ăla a picat, dar să ridic, uite, uh-huh. Ăla m-a vorbit. Da. Aici ce energie are mânzul ăla. Bun. Eu zic că e foarte, foarte bună prezentarea. Noi am văzut iepere cu mânci, le-am putut prezenta. Urmează frumos. Să vedem harmăsarul. Și ne ducem. Le lăsați un pic libere? Da, cum să le lăsați un pic libere să le vedem așa. Un minut, două libere. Pac, cum s-a tirat ogarul pe sub ăla. Op. Vei numai pe asta. Eu pe neagră ai zis că nu-i dai drumul. Las-o așa pe neagră ca să nu... Da. Sagite. Pac, ogarul să bagă și el pe-ntre cai. Dar nu pentru mult timp. Dar și el s-ar juca. Dacă ar fi să te sui pe blonda asta și să-i dai pe drumul pe câmp, cum ar fugi ogarii după voi? Ai, domn. Ha? Ai, domn. Fug ogarii ca și caii. Și mai tare ca și caii. Mai tare ca și caii. Uite un ogar cu un cal. Este și cal care... Este și arab, cal arab ăla, sânge arab. Sau care e ăla care fuge așa? Eu nu știu. Ăla-i sânge rece. Sânge rece nu știu că ziceva cineva că nu există, dar... Nu, sângele rece, sânge caii grei. Caii grei. Din câte știam. Și eu. Dar este sânge ăla, arabul. Pur sânge arab, nu, ăla încă-mi fuge. Ăla, calul domn Pancica. Ai, domn. Ăla, dacă te sui pe ăla, nu mai te vezi, tati. Ha? Dar și dacă zboară bazga de pe cap, nu mai găsești. M-am coborât cu un cal din pădure odată și... Păi, eu scrie dacă se povestește un particular chestia asta. E, n-ai dat de crengi? Păi, când am dat una, nu m-am oprit după 50 de metri. Ai dat într-o crengă? De pe deal, în cap am picat. Și m-am tot o săptămână, tot m-am uitat la Costi cât de vânăt am făcut. Ca un bolovan am cicat pe-ntre lemn. Doamne ferește. Da, nu că doamne, că mi s-a întâmplat chestia, dar mă găsim. Hai, Steza, hai. Viu am uda o săptămână, hai. Numai eu și cu vai și eu am. Cum ai tras, așa-i? Hai, am cicat în camă, omule, și te roată până jos. Te-ai durigat? Bă, ce să-mi Dumnezeu cu mine atunci. Am scris, da. Gata, mă. Frumoasă și Dana, îmi place de ea. Are un fulger acolo pe... Dai cu minte. Da-s cu minte, omule. Hai, drag, aici. Hai, fetițelor, hai. Mă, dar pe aici ai... Tu ai fi în stare să te sui la noi în brațe, băi, băieții. Hai, Stella, hai. Frumos o ia pe așa. O, dragă. Frumos. O, dragă. De ce a venit la tine? Neapărat și numai la tine a venit la mine. Eu vin, cai la mine. Vezi că vine și la mine, ia, uite. Uite-te aici, piept pe ea. Frumos o ia pe 3 ani. Comele creați. Ce zici tu, uite-te, multe femei s-ar dori să aibă așa păr, da, pe da. Cap. Uite, un mare prieten în asta, ia. Vopsit, așa ai? Ați vopsit-o? Ia da, vopsit. Urmează să vopsească. O faceți cu roz, cu mov și cu verde. Ai, frumos. Ai, ai. Doamne, ce bine să o simte. Ai, este și iarna spălat. Îi spălați iarna, așa ai? Picioarele din spate. Astea nu au gunoi pe ei niciodată. Cu apă caldă e spălată, așa? Nu, dar numai jos la picioare. Deci numai chiar pe chisită, da. Jos, așa? O dată la săptămână, ăștia cu gunoi, nici nu-mi place să-i dea. El e, Bruno e, totdeauna. E ca și când ai o mașină faină, murdară. Și cu roz de tablă. Ce-s blâns, oameni. Da, domnișoară. Op. Aștia au minte în 2 ani la mine. 2 ani. Iepele. Da. Iepele mature. Da. Știți. Dar de la mine un jdiș nu cădat. Cum ziceți? Un jdiș nu luat. Se vede că iubiți.
el liniștește. Hai ruga ei, nu știu să arată. Se adoră ei unul pe altul, mă zi. Da. Se iubesc. Mult timp la altul. Mm-hmm. Dar când îl băgăm pe ăsta, pe Bruno, un grajd, așa strigă după el, Sara. Strigă? Eu, reîncăjat după el. No. Din păcate, ar trebui, o să trească să-i despărțiți, așa-i? În toamnă, o să doriți să dați din ea, așa-i? Da, neagră, atât. Apa. Neagră și pe voi. Aha. În rest, nu. Am înțeles. Ăsta, unul, îl am promis la un băiat. Care, mânzul mai mic? Da, pe Bruno. Aici la dumneavoastră în sat sau unde? Da. La băiatul nostru, mai băiatul mic. Nostru. A, la băiatul dumneavoastră, am înțeles. Undeva, și atunci el o să-l țină pentru el. Da. Băiatul dumneavoastră e dus de mult în Germania? 2 ani. Și ce face? Cum vine acasă? Cum face? Cum a venit, peste o lună. Vine cu acea? E eu, după la apă. Hei, serios. Asta fain, de la iapa aia nu m-am așteptat să iasă așa mânz. Un mânz înalt, frumos. Fain, a fi cald, bun de lucru, bun. Urmează să-l vedem pe tăticul lui. Mergem acum să-l vedem pe tăticul lui. Așa. Cipri, aici ar măsarul vostru. Deci că și el are 3 ani. Poți să-l întorci un pic, te rog? Lasă-l. Hai. Lui i-ai dat drumul în țar, cât deodată? Da, liber, singur. A? Singur. I-ai dat așa? Pasarul fost. Are un pic de fir alb? Are un pic de fir alb? El, în spate. La ce vreau? Cât un fir așa alb. Trebuie să ai praf la ce e ala. Are un pic pe el, un pic de fir alb, da. Ha? Are niște fire albe pe el, da. Oh. Da-i foarte frumos. Ar fi ca un fel de muce, dar are niște fire alboaie pe el. Genetic, nu știu, poate părinților ori mucet. Galben cu mucet. Asta a adus din Oradea. Armăsarul? Da. Când l-ați adus? De vreo 2 ani. Deci l-aveți de la un an? La un an și 5 luni, 4 luni. Am înțeles. Ce nume are el? Dan. Armăsarul Dan? Dan. Montați prin zonă cu el, așa? Da. Anul trecut am montat, Are o mânză faină de anul trecut. Da. Foarte frumos. Lasă-l așa. Super. Cipri, îți mulțumim tare frumos de prezentarea cailor. Îi mulțumim tatălui tău de ospitalitate și ție și doamnei. Și ce putem zice, Sebi? Multă sănătate, așa-i? Ceva, viață. Multă sănătate. Viață bună. Și să mai o mai trece pe la om. Vă mulțumim tare mult. O să vedem ce roage fac mâine pe la anul viitor, să vinem vizită. Cipri, popo, să-l duci, te rog. Îți mulțumesc frumos. Nu și poate fi el băsar. Da. Dacă e obișnuit cu iepile lui, nu are treabă, nu e agitat de fel.